Sunt convins că în România există o marjă de 7-15% de oameni care sunt antisistem, indiferent ce le-ai vinde. Dacă ești împotriva ungurilor, vor fi de-ai tăi, dacă îl înjuri pe președinte, vor fi ai tăi, dacă îl înjuri guvernul, ar fi ai tăi. Nu contează dacă ai sau nu ai soluții, nu contează dacă ai oameni în spate care să susțină ideile pe care le ai. Aceștia nu sunt nehotărâți, aceștia sunt oameni care vor vota întotdeauna pe cel care dă un mesaj antisistem și care arată ca Putin. Dacă observați, l-am avut pe Vadim, care a ocupat această falie, după aia a venit Dan Diaconescu, toți ai lui s-au împrăștiat pe la toate partidele, inclusiv pe la PSD, adică mare majoritate la PSD, UNEPR. Și acum se bat pentru acest antisistem foarte multe partide. Cel mai bine reprezentat e, într-adevăr, partidul lui Traian Băsescu. Nu știu cât de partid este acest partid, dar știu că are un cap tractor fantastic de bun. Singura problemă este chiar o voce. Antisistemul Traian Băsescu vine după 10. Apropo de sistemul după 10.